Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă îți sărbătorești ziua de naștere pe 9 aprilie, ești o femeie care combină minunat carisma, arta și spiritul puternic. În ciuda încrederii în sine, adânc în suflet, ești mai mult un poeta decât un războinic. Natura compasională te poate face ținta unor povești înțepătoare, o luptătoare generoasă pentru adevăr și dreptate. Ești gata să lupți fără teamă pentru ceea ce crezi, dar preferi calea pașnică de compromis și consimțământ reciproc. Ești mai sensibilă la influențele externe decât berbecul obișnuit și nu ești inclinată să faci greșeli datorită deciziilor grăbite. Universul te-a înzestrat cu un cadou strălucit să traduci cele mai nebunește idei în acțiuni, să transformi fanteziile în realitate și chiar reușești să extragi din aceasta un bun profit. Din fericire, ideile tale sunt întotdeauna orientate social și, prin urmare, punerea lor în aplicare este în beneficiul altora. Tu ai o modalitate specială și adesea amuzantă de a gândi, dar nu poți fi numită visătoare. Din potrivă, tu nu ești lipsită de pragmatism, ghicești fără îndoială timpul potrivit pentru realizarea celor mai bune idei. Nu ești prea sociabilă? Consideri că ideile tale sunt principala legătura între tine, familie, prieteni și colegi. Pot spune că lumea în care trăiești este un spațiu închis, chiar dacă ai dorința de a-ți împărtăși observațiile personale cu cei mai apropiați oameni. Semnul tău zodiacal aparține constelației berbecului. Berbecul este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități deschidere, onestitate, cavalerism, guvernatorul tău astral este Marte. Planeta Marte este responsabilă pentru cantitatea de energie și neglijență. Această planetă este favorabilă pentru lucrătorii din domeniul sănătății, funcționari, profesori, artiști. Planeta ta în exil este Venus. Lui Venus îi poți mulțumi pentru lipsa de politețe și integritatea ta, exprimarea directă. Te-ai născut cu o natură încrezătoare în sine, a cărei brava de exterior ascunde totuși natura subtilă a artistului, tu ești puternică moral, ești fermecătoare, amabilă și întotdeauna gata să vină ajutor, dorința de a lupta este tipică berbecului, ești gata să-ți aperi violent ideile despre dreptate și adevăr, dar prefer să accepti pașnic și să găsești un compromis, în loc să te alături imediat bătăliei. Aceste lucruri te diferențiază de alți berbeci, care adesea nu acceptă compromisuri. Tu ești mai puțin imprudentă decât alții reprezentanței semnului zodiacal, tu gândești înainte de a acționa și prin urmare, faci mai puține greșeli. Cel mai mare dar de la tine este o invitație la lumea ta interioară, dar este păcat că acest dar este oferit foarte rar. Influența puternică pe care o ai asupra altora nu poate fi întotdeauna considerată -o, o binecuvântare. Prietenii și rudele ar trebui să fie atenți la dependența excesivă de planurile tale. În plus, ai obiceiul de a-ți impune stilul de comportament, dar acest lucru nu este pentru toată lumea. Când îți propui o schimbare radicală a opiniilor altora bazându-te pe un exemplu personal, reușești să o faci în întregime cu toate acestea, conotația imorală care este adesea prezentă în idealurile tale, de dreptul celorlalți să te considere neprincipială și egoistă. Ar trebui să ți revizuiești periodic opiniile, să ți regândești în mod critic stilul de viață și dacă este posibil să le îmbunătățești. Pentru tine, aspectele fizice ale activității umane, în special limitele rezistenței sale, sunt de mare interes tun încerci în orice mod să depășești orice limitări asociate cu capacitățile individului. În plus, eforturile tale nu se concentrează numai asupra materiei pământești, ci se extind asupra sferei spirituale. Adevărat, nu oricine reușește să-și îndeplinească pe deplin această sarcină și să demonstreze triumful intelectului uman. Te distingi față de alți nativi din berbec având astfel de calități, independență, pasiune, determinare, ești mereu în mișcare, făcând mii de lucruri în același timp. Fiind o iubitoare de libertate, tu apreciezi independența și aprecierea membrilor sexului opus. Cum afectează data de 9 aprilie soartata? ta? Ești un om extraordinar dotat cu o multitudine de talente. Nu îți place să faci compromisuri, nu îți plac restricțiile și controlul. Tu nu te îndoiești de judecățile tale. Ești cinstită, simplă, ești clară în evaluările tale, nu-ți place să vorbești despre planurile tale, dar lucrezi din greu pentru a le pune în aplicare. Ești capabilă să întruchipezi idei nebunești, să faci realitate din fantezie. Tu nu ești foarte sociabilă și îți idolatrizezi literalmente ideile, considerându-le principala legătură între tine și rude, colegi și prieteni. Lumea în care locuiești seamănă cu un fel de spațiu închis, chiar și atunci când vrei să împărtășești ideile și gândurile tale cu cei dragi, de aceea nu reușești întotdeauna. Tu ești originală în activitățile tale și ești caracterizată de o intensă activitate. Ești capabilă să influențezi puternic pe oamenii din jurul tău, dar această influență nu este întotdeauna benefică rudele și prietenii tăi nu trebuie să depindă de planurile tale, deoarece tu dorești să schimbi radical opinia altora pe baza exemplului tău personal și o faci cu succes. Poți fi considerat a fi oarecum imorală, astfel încât alți oameni vorbesc de multe ori despre tine ca fiind de neprincipială, egoismul fiind de asemenea prezent. Ar trebui să încerci din când în când să-ți reconsideri viziunea asupra vieții să-ți regândești existența pentru a deveni o persoană mai bună. Tu iubești activitatea fizică și o experimentezi până la limită. Ești mereu gata să crezi, îți place să lucrezi mai mult decât să vorbești. Ești în general străină de orice limitare a capacităților umane. Dar realizarea acestor înstrăinări este supusă numai celor aleși. Nu îți place să fii condusă de cineva? Poți acționa ca un dictator intern căruia nu ți este atât de ușor să-i răziști. Tu iubești nu numai materialul, dar și sfera spirituală activității. Astrele te sfătuiesc să înveți să găsești compromisuri, să nu mai fii egoistă și să dai mai multă dragoste. Dragoste și compatibilitate. Ești atât de romantică și idealistă încât îți lași inima să-ți ghideze mintea. Ești gata să te sacrifici de dragul iubitului tău? dar te aștepți la aceeași atitudine față de tine și dacă aceste lucruri nu se întâmplă, te poți aștepta la o dezamăgire severă, perspective favorabile pentru o relație sănătoasă și pe termen lung ai cu gemenii care sunt și inovatorii neobosiți, un sagetator luminos și impulsiv este partenerul ideal pentru tine, ai multe în comun cu vărsătorul independent, dar va trebui să te aștepți la cea mai înaltă trădare din partea lui una dintre cele mai reușite alianțe o poți o forma cu un antagonist din pești, care îți va ceda cu bucurie conducerea, încântându-te cu misterul și disidența sa, dar aici ar trebui să-ți calmezi căldura pentru a nu-l ofensa pe partenerul tău. Romanul cu un reprezentant al berbecului este posibil, dar aici poți primi o palmă, ducând de la separare deoarece bărbatul berbec nu este gata să fie condus pentru o lungă perioadă de timp. Cele mai insuficiente unii matrimoniale ale tale sunt formate cu reprezentant practicei semnelor pământului, capricorn, taur și balanța, care par a fi atât de plictisitori pentru tine încât vei renunța singurică, dar siculeu, deoarece în lupta pentru conducere apar doar contradicții. Totul este însă posibil. Neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, tu ești generatoarea ideilor cele mai neașteptate și nebunești, dar totuși, ești capabilă să le traduce în realitate, nu fără profit pentru tine însă. Ideile tale vizează îmbunătățirea vieții tuturor grupurilor sociale, ceea ce aduce beneficii tangibile umanității. Tu ai un stil extraordinar de gândire care te ajuta să-ți generezi ideile tale nebune, dar nu ești un vânător despărțită din viață, din potrivă. Simți foarte precis momentul în care societatea este gata să-ți accepte ideile și să te ajute să le întruchipezi. Fiind rară ori sociabilă, generarea de idei este aproape principala ta cale de a comunica cu lumea și cu oamenii din jurul tău. În ceea ce privește gândurile și observațiile, sentimentele tale, tu nu știi întotdeauna cum să le împărtășești cu alții, motiv pentru care par să trăiești într-o lume personală specială și separată, este extrem de rar când devii dornică să lași pe cineva în lumea ta interioară, de aceea, astfel de momente ar trebui întotdeauna să fie foarte apreciate prietenii și rudele depind adesea de abilitățile tale creative extraordinare și sunt foarte mult sub influența ta, poți să-ți impui normele comportamentale tuturor celor din jur. Sănătate și boli În ceea ce privește sănătatea, în primul rând trebuie să te asiguri că activitatea ta nu dăunează sănătății tale și celor dragi. De obicei, oamenilor li se recomandă mai multă activitate și acțiune, dar în cazul tău, din potrivă, este mai bine să fii mai temperată și să fii atentă la muncă excesivă. Tu te caracterizezi printr-o invazivitate destul de ridicată, care este o consecință directă a neglijenței și impetuosității tale. Un pericol deosebit este reprezentată de tot felul de leziuni care rezultă din indiscreția și impulsivitatea ta excesivă. Influența lui Marte este atât de severă încât poți provoca antagonism și chiar cruzime din partea altora, care nu împărtășesc întotdeauna judecățile tale sincere și simplitatea în gândire. Atunci când alege o dietă, este necesar să eviți extremele care sunt atât de iubite, poți fi subnutrită și interceptezi câteva sanduiciuri din mers, sau te poți deda la lăcomie și mâncare în exces. Este necesar să excluze astfel de extreme din dietă, să mănânci mai multe vitamine și să limitezi aportul de grăsimi, să renunți la fluctuațiile ascuțite în utilizarea alimentelor, atunci când supraalimentarea vine să înlocuiască coaja uscată de pâine. Destinul și norocul, tu justifici pe deplin caracteristicile zilei de naștere, tu poți fi întruparea tuturor extraordinarelor care există în prezent în societate. Iar talentele tale bate literalmente toate recordurile. Orice compromis, limitare sau control este inacceptabil pentru tine. Tu nu ai tendința să se îndoiești de judecățile tale, ești cinstită, simplă și uneori chiar subestimată. Dar ca cineva să-și bate joc de planurile tale nu este în regulă pentru tine, prefer să lucrezi sistematic și persistent în implementarea lor. Sfaturi pentru tine! având în vedere impactul pe care l ai asupra celor mai apropiați oameni, trebuie să dezvolți o atitudine critică specială față de tine însăți, comportamentul tău și idealurile tale. Cel mai bine este să-ți revizuiești din timp în timp elementele de bază ale viziunii tale despre lume, astfel încât să nu cazi din greșeală în egoism și imoralitate, să nu implice alți oameni care sunt dependenți moral de tine. Tu ai o responsabilitate specială, nu numai pentru tine însăți, ci și pentru aceia pe care tu i-ai îmblânzit și îi conduci. Dezvoltarea spirituală și autoîmbunătățirea sunt foarte importante și relevante pentru tine. Trebuie să înveți să faci compromisuri. Fii atentă la tendințele egoiste. A da și a primi dragoste este important pentru toată lumea. Nu te plafona, îi intește totdeauna mai sus temperează cele mai puternice dorințe și învață să fie echilibrată. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești ca un copil care se bucură de orice dar. Pentru tine, nu este nimic mai ofensator decât să fii uitat să ți dăruiască ceva de ziua ta. Dar dacă ceva chiar nesemnificativ este ambalat luminos și vesel, atunci deliciul care te cuprinde va fi asemănător cu o ploaie veselă de vară. Simplul gest al darului va fi acceptat cu plăcere și, în plus, nu vei pleca fără să aduci mulțumiri care pot te depăși darul primit cu un ordin de mărime a prețului. A primi un cadou servește ca un buton de pornire pentru atenția reciprocă. Totuși, preferi un dar pe care îl poți încerca imediat sau îl poți folosi ori de câte ori este posibil, astfel încât să-ți reamintească de cel care ți l-a dăruit. De aceea, Darurile comestibile sunt ca niște felicitări care nu pot fi atinse, ceva comestibil poate servi ca o sudură pentru darul principal. De asemenea, florile nu provoacă reacții speciale pentru tine. Conform experienței tale, florile trăiesc prea puțin, iar tu atragi deja toate lucrurile vii. Atâta timp cât lucrul poate fi folosit, acela este în viață, dar, potrivit concepției tale, nu poți folosi florile. Un avertisment? Nu accepti daruri de la oameni care nu-ți plac. Iubești tehnologia? În special noua tehnologie digitală. Desigur, aceasta îți va aduce bucurie într-un telefon nou, o cameră foto de înaltă calitate. Dacă situația financiară permite un automobil, atunci să fie roșu, în caz contrar, vei invidia în continuare proprietarii de autoturisme roșii strălucitoare. Pentru tine este mai bun un dar ieftin, util în timp, deoarece te poți simți ofensată de un dar scump și inutil. Poți fi dispusă să accepti un set de teflon, mai degrabă decât un laptop chic. Îmbrăcămintea sport poate constitui un cadou bun pentru tine. Ești atât de inteligentă încât sportul nu este perceput ca un hobby? ci ca o componentă obligatorie, consolidând sănătatea. Pentru gospodinele modeste toate felurile de vase, precum și o mașină de cusut, un aspirator nou. Dar dacă cineva ar dori să îți ofere bijuterii, în acest caz, este mai bine să ți se ofere șansa de a alege independent. Cercei cumpărați cu câteva zile înainte de vacanță vor fi de neuitat pentru tine vei primi cu plăcere seturi originale de bijuterii, seturi de manicură și tot felul de brățări sau decorațiuni interioare. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.